fost convocați pentru astăzi în ședință ordinară. Din cei 15 consilieri locali absentează din motiva domnul Oprea și domnul Mărcuț. Fiind prezentă majoritatea, ședința este legal constituită și își poate începe lucrările. Domnul primar, vă rog să prezentați ordinea de zi. După cum ați fost informați, pe ordinea de zi avem 12 proiecte de hotărâri. Punctul divers. Și o supunem da. Proiectul 70. Cine este pentru? Ordinea de zi. Unanimitate. Observații la procesele verbale din 2 ianuarie 39. Dacă nu supunem la vot. Pe 31 au lipsit domnul Gabrilă, iar pe 2 ianuarie au lipsit domnul Roșcan, domnul Durlan și domnul Matila au lipsit. Să punem la vot procesul verbal din 39 august. Pentru? Împotrivă? Abține? Domnul Durlan, abține? Da. Procesul verbal din 2 ianuarie, cine este pentru? Împotrivă, abține, abține, domnul Roșcan, domnul Durlan, domnul Matila Oreți. Domnul președinte, ședință Mărcuț, lipsește, așa cum am zis, în locale comisiei faceți propuneri pentru președinte, ședință, în doar ședința asta. Domnul Matri. Propune domnul Orcheanu, să ne spun. Alte propuneri? Nu. Să punem la vot. Cine este pentru? La unitate. Domnul Matei, nu vă mulțumesc pentru asta. Da? Primul proiect de hotărâri numărul 58 din 2021, privind aprobarea organigramei statutului de funcții pentru aparatul de specialitate al primarului Mărcăiuți, județul Bacău, și pentru serviciile publice de interes local din subordinea Consiliului Local Cluj. Dacă se solicită clarificări din partea inițiatorului? Nu. Înscrieri la cuvânt? Popiți, domnul. Două persoane, da. Are cuvântul domnul Matei Ioan. Aș fi dorit ca în organigramă sau conformă, a văzut aici acolo, Consiliul Local există următoarele atribuții, criticare și organizarea și funcționarea aparatului de specialitate a primarului și, în exerția atribuțiunilor prezentă la alineatul 2, Consiliul Local aprobă în Consiliul Local la propunerea primarului înființarea. Eu propun, sau nu propun, dacă domnul primar, aș fi dorit să propuneți o funcție de consultant fonduri guvernamentale și fonduri europene. Era cazul, având în vedere că s-a aprobat PNRD-ul Angel Salini, s-a aprobat PNRD-ul, deci urmează ca perioada anului următor să intre foarte mulți bani. Trebuia un om din cadrul primăriei să se ocupe numai pentru aceste proiecte, având în vedere că la nivelul comunii pot înființa investiții, adică dezvolta investiții mari. Și era bine ca un om să ocupe numai pentru asemenea proiecte, pentru accesare de bani guvernamentali și europeni. Mulțumesc! Da, mulțumesc, domnul consultant. Are cuvântul să mai este și un domn? Funcție, numai consultant, numai. V-ați înscris la cuvânt? Da. La acest punct? Nu. Propun un lucru. Să rezolvăm în primă parte. Hai să terminăm proiectul. Sau să terminăm acest proiect. Vă dau să vă duc pe aia. Are cuvântul domnul Durlan Iuria. Da. Deci, așa cum vreau să susținem ideea domnului Matei, în condițiile în care, dacă vă aduceți aminte când am ridicat problema, și vreau să știți că chiar n-am nimic cu nimeni, când s-a angajat administratorul public, în ședință, domnul primar a zis că domnul administrator se va ocupa de fonduri europene și cât bani va aduce. Este o persoană capabilă.
cu, nu știu, cred că avem un om care poate să facă asta, că nu mai avem administrator care să stea pe treptele primării, să trimit oameni la muncă sau ceva. Cred că este un om plătit destul de bine, cred că are și capacitatea și poate să aducă să lucreze la proiecte de fonduri europene. Asta ar fi... Nu-i consultant în fonduri europene, atât. Domnul Matei, credeți că dacă aducem altul, o să fie numai multe fonduri ca acum? Nu, și mă rog, eu v-am susținut ideea, dar am făcut o completare la ce a fost în timp. Deci este un proiect de hotărâri pe care, cum știți, de azi, eu n-am să-l aprob și nici n-am să-l susțin. Și nici n-am nimic cu două, trei persoane care văd aici, dar cu mici excepții sunt două posturi și chiar n-am discutat cu nimeni, să nu credeți că vine să plângă cineva la mine, care e irritant, așa. Unul de asistent la poziția 12, să-mi dau nume, și mai unul la poziția 18, pe care am propus, pentru că vreau să trece pe superior. Văd că să mai e un pic că acele două persoane sunt în aceeași oală, femeia de servici, muncitorul calificat. Este păcat. Persoane cu studii superioare, crează la primărie, dați-le, domnule, o dată pentru totdeauna, cum să spun eu, și satisfacția asta cu postul lor superior. Că dacă te cheltuiesc, nu vă costă mare lucru. Deci, pentru motivul ăsta, eu voi fi potriva regulătorilor. Vă mulțumesc. Mai sunt alte înscrieri la cuvânt? Nefiind alte înscrieri, supun spre aprobare proiectul pus în dezbatere. Cine este pentru? Domnul primar, dați răspunsul. Vă rog. Propunerea de domnul Matei, stabilă cu doamna secretar pentru ședințe următoare. Se poate rezolva și acum, dacă sunteți de acord. Avem aprobat un post pe investiții și este și bugetar. Pe care o putem... El este în opere gramă. Care nu avem, este liber. Nu avem om pe el. Și îl putem denumi pentru consultanță... Exact, să fie statul de care denumirea consultant fără de pe ei, clar, că nu ar trebui. Pot să spun și eu ceva? Da. Încadrarea personalului, fie pe o funcție publică, fie pe o funcție contractuală, se face conform legii 153. Noi nu avem în Ungrie la administrație consultant pentru europeni. Deci, noi suntem referenți, consilieri, inspectori, da? Trebuie și acum, atribuțiile care le dăm, o să fie. Deci, postul respectiv există, este vacant și putem adapta și a postului. Asta trebuie post, să fie. Da, eu am făcut o propunere, nu cum s-a numit, dar s-a ocupit așa ceva. Deci avem, e postul și și bugetat. Iar în fișa postului, doamna administrator, are ce ai prezentat domnul Durlan. Da? Și să-și ocup. Altceva... Dacă îți duie, nu era. Dar tot e bugetat, cum se da, asta era. Bine. Ok. Este completări? Da. Aveți alte completări? Nu. Nu. Așteptam și eu un răspuns. Că v-am spus de ce se te potrivă cu procesul verbal. Te-am să spun, doamna, doamna secretară. Nu se pot face pe superior că... Dar nu v-am răspuns cu doamna administrator. Nu i-ați răspuns, doamna. Pot să răspund? Așa. Vă rog frumos. Poziția 18 deja este pe studii superioare. Da. Uitați-vă. Iar timp face la Diana, că acolo vă referiți. Diana are studii superioare obținute înainte de codul administrativ. Cum fac codul administrativ, cum mai poți să transformi în... Vă aduc să vedeți, eventual promovare în grad profesional. Se poate, dar vreți dumneavoastră și aveți încălnița? Trebuie să vrea legea să-și poată. Da? Da? Deci, din coace, dacă observați, este pe studii superioare, iar la Diana are diploma obținută înainte. Nevoia noastră a fost de studii medii, ca să transform. E foarte greu. Păi nu, e foarte greu. Citim împreună cu domnul administrativ și o să vedeți. Vă mulțumesc. Cum face? Da. Se puiză. Supunem la vot proiectul pus în dezbatere. Cine este pentru? Vasilică, nu vota. Ați numărat voturile. Cine este pentru, vă rog? Împotrivă. Se abține careva? Împotrivă careva? Se abține?
Da, două abțineri. Două abțineri, da. Împotrivă? Un vot împotrivă? Păi nu. Domnul Berlan s-a abținut și sunt împotrivă. Păi împotrivă și s-a abținut. Sunt împotrivă. Ori împotrivă ori abține? Nu, uite, am zis că sunt împotrivă. O abținere? O abținere? Sunt împotrivă. Așa. Și am făcut 10 pentru. Sunt împotrivă. 11 voturi pentru, o abținere și un vot împotrivă. Domnul Clar, proiectul de a fost aprobat, da? Proiectul a fost aprobat. Proiectul nu poftiți? Poate vrea să spună rețin de domnul. Păi atunci să supun și dumneavoastră la vot. Rezolvăm problema dumneavoastră în prezența dumneavoastră, după aia apreciăm ședința. Da, de suveran. Domnul participant. Da. Vă ascultăm. Mă scuzați un pic, intervin înainte de domnul Rândaru. Există o solicitare din partea dumneavoastră, ne-a adresat domnul primar, repartizarea linii secționare, care vizează următoarea situație. Domnul Rândaru, prin IFEU Rândaru Adriana, are un teren concesional la Copeni, 300 metri pătrați, teren care, ca și domenialitate, figurează în inventar domeniul public, care știm cu toții ce înseamnă domeniul public, da? Nu se vinde, nu se. În concesiune, în 2006, cred, a realizat o construcție pe o suprafață de nu mai știu exact cât, fără autorizație de construire, notată în cartea funciară, fără acte. Da? Ea există, e acolo, știm cu toți. De mai multe ori a solicitat să cumpere acel teren. Terenul din domeniul public nu se poate vinde. Dar există o virgulă în cadrul legal să puteți vinde dacă am trece din domeniul privat, din domeniul public în domeniul privat. Și acolo intervine următorul text de lege. O să vă expun și în scris. Solicitarea domnului este să vă și prezint adresa dânsului, dar eu vreau un punct de vedere scris să-l aveți din partea mea ca secretar, pentru că voi semna eventualul proiect de hotărâre care o să vină în fața dumneavoastră. Constructorilor de bună credință, constructorii de bună credință pe terenurile concesionate, li se poate acorda dreptul de preemțiune. Ce înseamnă constructor de bună credință? Spuneți dumneavoastră. Când construcția este fără act. Doi. Așteptați un pic. Iar justificarea temeinică pentru încetarea interesului public trebuie să vină de la o terță persoană. Adică, domnul primar, probabil trebuie să justificați temeinic dacă încetează interesul public. Să trecem din domeniul public în domeniul privat. Dacă să continui, domnul, să-i dați cuvântul. Așa, dacă are... Și o să scriu chestia asta. Da. Să-l ascultăm, domnul Navin. Deci, în 2005, în decembrie, am concesionat un teren. Domnul, cum vă numiți? Orândaru Vasile. Domnul Orândaru, rugămintea mea la dumneavoastră ar fi următoarea. Speța ne-a prezentat-o doamna secretară, doamna Căpățână. Deci despre ce este vorba, noi știm. Vă scutim cu respect. Dorim să vă scutim să mai relatați dumneavoastră despre ce este vorba. Vă ascultăm cu mare drag. Care ar fi problema dumneavoastră? Da. Am înțeles și problema. Dar problema este următoare. Vă rog. Deci, în cursul anului 2006, am realizat o construcție acolo. Am fost obligat prin caietul de sarcini. În momentul când am terminat la sfârșitul anului construcția, am cerut dosarul de la domnul Farcaș Alexandru, care era la urbanism. În tot acest timp, dosarul a fost la dumnealui, ca să pot să fac branșamentul electric. Domnul Farcaș a menționat că a uitat să-mi emit autorizația de construcție, mi-a emis numai certificatul de urbanism. N-am putut să fac branșamentul electric, am deschis activitatea ca firmă acolo, în clădirea respectivă, nu mare clădire, nu vilă, o încăpere cu patru cărți pentru un chioșc alimentar,
Am lucrat numai zi lumină, am adus numai produse care nu necesitau să fie puse la congelator, vitrine frigorifice și nu știu, mai știu ce. Domnul Farcaș a venit cu propunerea ca eu să declar că acea construcție am preluat-o de la primărie. Ori lucrul ăsta nu puteam să-l fac pentru că acea construcție a fost construită pe firmă și s-au dedus niște bani. Din acel moment a început războiul între mine și primărie. Primăria tot timpul a încercat să revendice această clădire ca fiind a primăriei. Eu acum am vrut să vin cu acte doveditoare. Deci să vă citesc. Caietul de sarcini. Scrie clar. Teren amplasat la periferia statului Căiuț, folosit impropriu ca groapă de gunoi. 300 de metri pătrați. La 10.01.2006 s-a intabulat teren și nu clădire. Deci e clar că acolo și prin caietul de sarcini scrie primăria va preda terenul. Deci fără nicio obligație, liber de construit. Caietul de sarcini. Așa. Cine la ce spune destinația terenului ca concesiune și condiții? Condițiile de trebuia să construiesc un trebuia să construiesc, deci, un spațiu comercial și spațiu comercial, sigur că da, și pentru așa ceva am construit. Neputând să fac branșamentul electric, n-am putut să mă încadrez în condițiile de funcționare. În acest război, abia în 2014, printr-o firmă de expertiză în construcții, am reușit cu ajutorul actelor doviditoare care le-am avut să intabulez clădirea, să mi se emită autorizație de construcție și să fac o extindere ca să tot să am vestiar, să am grup sanitar și tot ce trebuia să funcționeze în continuare. Datorită faptului că nu am avut toate actele la zi și a trebuit să alerg pentru aceste acte, nu m-am putut încadra cu finalizarea construcției, motiv pentru care nici astăzi nu pot să-mi desfășor activitatea acolo. Sunt bani cheltuiți degeaba, deși prin contractul de concesiune se stipulează clar că primăria este obligată să nu se amestece în buna funcționare a firmei respective pe terenul respectiv. Deci eu, în momentul când am finalizat construcția, am fost sabotat de primărie, an de an și zi de zi. S-a ajuns până acolo, n-am vrut să mai elibereze autorizație de funcționare pe magazin. Deși nu era treaba primăriei, era DSP-ul, era sanitar veterinarul care trebuia să mă oblige să am niște condiții, nu primăria. S-a ajuns până acolo când s-a refuzat să mi se încaseze taxa de concesiune și așa mai departe. Eu am văzut prin cumpărarea terenului, acestui teren de către firmă, am văzut stingerea acestui conflict și să pot să-mi desfășor activitatea acolo, să pot să amortizez și eu cel puțin cheltuielile care mi-am făcut de atâția ani până acum. Nu mai cheltuie. Da. Domnul Orăcaru, din ce ai spus dumneavoastră, din ce ai spus doamna secretar, din partea primăriei exista o bunăvoință, în sensul că dacă o terță persoană, rectul primarul, ar face, ar înainta o solicitare, vă dau cuvântul, domnul. Sună un pic de așa război. Problema că din 2006 până în anul 2021 e o urmat de ani adunați. În tot acest răstimp, de câte ori ați mai încercat să vă rezolvați problema? De nu s-a rezolvat în atâta amar de vreme? De foarte multe ori. Atâtea... Un pic. Pentru clarificarea situației, solicită cuvântul și domnul Durlan, probabil știi. Era cu vremea aceea. Dragi colegi, nu am nimic cu domnul Rândaru, ci faptul care mă irită acolo din partea noastră e că aruncați mâța moartă în curtea primăriei. Știți foarte bine situația. În primul rând, nu vreau să spun cuvântul ăla care se spune unui om care nu prezintă faptul.
suntem într-o ședință publică. În primul rând, când ați luat în concesiune acel teren, l-ați luat cu clădirea respectivă, știi, toată lumea. Acolo au fost o clădire ridicată de cei care au construit barajul. Dumneavoastră ați venit la momentul respectiv, crețind, când ați făcut cerere de concesiune, corect. Dar clădirea aia neexistând pe teren, că a fost făcută de cei de la port, n-avea cum primăria să o dea. Ați vrut teren în concesiune. Dacă veți face, că veți intra în legalitate, aduceți-vă aminte. Nu veniți acum și aruncați mâța la primărie, nu. Sunteți singurul vinovat pentru ce acolo. Ați luat o concesiune cu clădirea existentă pe ea. Pentru că era construită de cei care au făcut barajul fără act. Asta este adevărul. Iar eu vă spun acum, cine v-a oprit având teren în concesiune? Că Farcaș, nu v-a făcut nimic Farcaș. V-a dat un certificat de urbanism ca dumneavoastră să vă faceți proiect, să vă faceți activ, clădirea existentă care o aveați acolo, mai făceați o anexă și o puneați în legalitate. Ăsta e adevărul. Nu veniți și nimințiți, ne aruncați nisip praful în voi, că n-ați construit nimic, domnule drag. Chiar mi-ar fi și rușine să vin cu o speță de asta în fața primăriei. Domnule, domnule, mă lăsați să vorbesc, eu spun realitate, eu nu mint. Deci n-ați făcut nimic, nu știu dacă ați făcut un vesel. Dar dumneavoastră atunci, dacă erați de bună credință, iar primăria la vremea respectivă, când eu eram primar, a avut toată deschiderea spre dumneavoastră să vă dea terenul și clădirea aia care ați promis vă puneți în legalitate. Ori veniți după 25-16 ani să ne spuneți că primăria nu v-a lăsat, că Farcaș nu v-a făcut, când dumneavoastră n-ați fost să stați să puneți în legalitate, să vă duceți actele la bursă și să spuneți că ați construit. Ce vroiați mai mult decât mor în gură. Ce vă dăduți să primești? Primăria e divină, nu e divină primăria. Dumneavoastră sunteți singur vinovat că în 16 ani nu v-ați pus în regulă cu terenul și cu casa respectivă. Vă făceați autorizația, era casa care vă autoriza, vă făcea schiță și tot. Nu mai aruncați că nu e nimic divin. Sunteți singur vinovat pentru situația în care ați ajuns. Nu că v-ați bătut, că era normal că dacă dumneavoastră n-ați respectat în contractul de concesiune, clauze, că faceți construcții intermedie, de să vă puneți în legalitate. Veniți azi, ați întabulat un lucru care nu l-ați făcut. Haideți, domnule, lăsați-o și nu mai aruncați cu noroi în primărie. Primăria v-a ajutat. Dumneavoastră n-ați fost capabil să vă puneți treburile la domnul Rădeanu. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc, domnul Martin. Domnul, stați vorbim noi, care vă dumneavoastră. Eu, din care am înțeles de expunerea domnului Rădeanu, la momentul acesta, au obținut autorizația de construcție, dacă așa vreau, da? Tabularea, domnul Matei, tabularea. A zis ceva și are autorizația. Da, da, da. Întrebarea este, dacă aveți autorizație funcționare și asta, de ce nu funcționați în baza contractului de concesiuni și de ce nu aveți cumpărare? Asta e întrebarea. Funcționați conform contractului de concesiuni. Sunteți autorizat, vă branșați și asta e gata. De ce vreți să își cumpărați? Asta e problema. Dacă sunteți în legalitate până acum. De ce pentru, pentru că mi-a trebuit, deci, efectiv, 10 ani ca să reușesc să obțin o autorizație de construcție. Și cine nu a emis această autorizație? Trebuia să o emit eu? Nu, primăria. Spuneți că avem cu noroi. Nu, nu, nu. Uitați aici. Domnul, are ceva? Domnul, uitați aici ce scrie, ca să-i răspund domnului. N-aveți nu să răspundiți-o, n-aveți niciun actul. Nu, eu a fost o organizare de șantier. A fost desființată, și împrejmuirea au fost distruse și în momentul de față trebuie să se afundă. Ați făcut un bairam acum, eu vă dau un sfat. Mergeți frumos, apucați-vă de treabă, faceți-vă autorizații de construcții cu tot ce aveți, chiar dacă ați întabulat un lucru ce nu există. Deci faceți, iar contractul de concesiune pică de 49 de ani, nu? De, la sfârșitul contractului de concesiune puteți cumpăra clădire. Dar faceți să fie în legalitate. Veniți să cumpărați terenul. Dar ați respectat contractul de concesiune? Da. Să construiți. Ce ați construit, domnul Rădeanu? Aveți autorizație de construcție ca să faceți ceva? Domnul Durlan. Asta merită. Deci, primăria Crăinț vă dă dumneavoastră certificat de urbanism. E prima fază premergătoare a dosarului și să faceți autorizați construiți și dumneavoastră să spuneți primăria de 10 ani vă chinuiți. Domnul Rădeanu,
Din cele întâmplate astăzi, constat un lucru. A spus probabil și adevărul, dar a spus și neadevărul, confirmate de unii și de alții. În atare situații, vă rugăm să țineți cont de propunerea doamnei secretar, propunerea care a fost făcută, și cursul să fie rezolvat, dar nu prin dezbatere. Legal, domnul Orcheanu. Legal. Legal. Veți primi la solicitările dumneavoastră, veți primi în scris. Veți primi în scris și în acest moment am încheiat subiectul problemei dumneavoastră. Primăria se va angaja să vă trimită în scris răspuns la solicitările dumneavoastră. Eu chiar fac o propunere acum, primăria să analizeze, chiar răspună. Nu intrați să-ți cuvântul, vă rog frumos. Oamenii niște acte semnate de primărie. Deci eu nu vin cu afirmații gratuite. Domnul Orândaru. Până că am spus neadevărul. Domnul Orândaru. Noi, Consiliul Local, nu suntem acum puși în măsură și abilitați să vă cercetăm și să facem studii asupra documentației dumneavoastră. Ați făcut-o, ați înaintat o solicitare către primărie, primăria vă va da în termen răspunsul la solicitarea dumneavoastră și în cazul în care nu veți fi mulțumit, sunt căi de atac la răspunsul. Eu vă spun sincer că dacă... Și din acest moment, domnule Zuran, am încheiat subiectul cazul Orândaru. Ne continuăm ședința. Domnul, consider că v-am ascultat. Consider că v-am ascultat. Pe cine, pe mine? Nu, pe domnul Orândaru. V-am ascultat. Mai mult atât. Eu fac o propunere către administrație, doamne secretar, analizați contractul și, după părerea mea, să facă condițiile să reziliați. Nu sunt gentil. Pentru că nu-i respecta nimic din clauze contractuale a concesiunii. Dacă tot ești fiind cinstiți, unii cu alții, că primăria v-a încurcat, asta e deranjant. În cazul ăsta m-am obligat să vă răspund, domnul Dumnezeu. Da, răspundeți ce vreți, că nu mă interesează. Eu v-am spus doar adevăr. Deci, de ce ați refuzat să recepționați plătirea și am fost obligat să merg la o firmă de expertiză în construcție ca să dovedesc că este clădirea făcută și parametrele funcționale? Domnul Dumnezeu, dar chiar o dăm la vale? Cum să vă recepționez ceea ce n-ați făcut? Fără autorizație, fără nimic, fără nimic contractual. Cine trebuia să emită acea autorizație? Cer administrație locale să ne prezinte contractul. Și dacă nu este respectat, eu o să fac un proiect de hotărâri prin care să-l anulăm. Cum să vă recepționez ce n-ați construit, dar chiar o luăm razna sau ce facem noi? Dacă nu ați făcut nimic acolo, nici legal și nici faptic. Ați luat o grădire care era făcută de pe vremea Ceaușescu, fără acte. Domnul, eu mi-aduc aminte discuția, ați luat terenul și cum faceți? Vă rog frumos să țineți cont de cele spuse de mine. Deci, consider cazul dumneavoastră încheiat astăzi, v-am ascultat cu tot respectul, veți primi răspuns în scris din partea primăriei și în cazul că nu veți fi mulțumit, atacați și dacă considerați că răspunsul nu e temeiul legii. Vă mulțumim pentru încheiem subiectul dumneavoastră. Continuăm? Domnul Orândaru. Da. V-am vorbit frumos, vă respect. Vă rog frumos să ne ascultați și pe noi. Da, vă ascult. Mai avem încă în dezbatere multe puncte pe ordinea de zi și o lungim până mâine putem să stăm aici. Dumneavoastră veniți cu niște acuze, alții vă contraziți și așa mai departe. Deci eu v-am răspuns. Veți primi în scris răspuns vis-a-vis de solicitarea dumneavoastră. Și cu aceste fiind spuse, vă rog frumos să considerați încheiat subiectul. Vă mulțumesc. Vă mai arăt încă o hârtie. Nu, domnul, nu sunt abilitate. Am depus-o și la primărie și noi am evidențiat. Uitați, proces verbal s-a luat 300 de metri de teren, nu construcții. Domnule Orândaru, nu sunt abilitate eu să vă rezolv această problemă. V-ați adresat primăriei, primăria vă va da în scris răspunsul și dacă nu sunteți mulțumiți, atacați în alte părți. Vă rog frumos. Vă mulțumesc, da. Nu sunt eu abilitat pentru a vă da răspuns și sau să fac cercetare în hârtie retrată. Eu vin cu documente și... Băi, ești sigur, dar e într-un cinism care deranjează.
N-ai nici măcar un pic de caracter și bărbăție. Domnul... Să recunoști ce ați luat, dar nu există așa domnul, ceva. Am încheiat subiectul. Că n-ați construit nimic. Dar nu nimic. Mi-ar fi rușinit să dați, luat un teren. Se mă rog așa că în procesul de aproape. Nu figura nimic. Domnul Durna, nu continuați. Dar nu vedeți cum vine. Că i-a dat, i-a dat. El n-a fost în stare să-și facă nimic. Ia da, trebuia să dea primăria și trei camere acolo. Că atunci era bine. Hai, domnule, am o rugăminte. Am o rugăminte. Situații de genul ăsta au mai fost. A fost cu stâna din capătul satului Căiuț. Tot atâta o lungim. Domnule, sunt legi, sunt regulamente, sunt cadre de legare. Nu trebuie să o lungim până la care îți reflecești tu chestii din asta. Pe terenul respectiv, clădirea care era, cum știu și eu, bineînțeles, nu era în domeniul public. Cum era? Nu era în domeniul public, doar terenul. Pe domnul teren, atâta, dar și pe terenul era. Nu s-a solicitat terenul, că doar nu-i nimic de ascult. Și-a zis, e clădirea care era, că își face autorizație, că construiește, că extinde, să pune legalitate. Și-a zis, hai să-l ajutăm. Păi și acum să vii să spui, mă faci cu mine mincinos cumva. Asta mă doamnă. Păi, eu știu ce a fost, exact. Înainte de... Dar nu, dar a acuz un om care a fost funcționar cu membru primăriei că nu i-a dat. Copii care aici suntem copii. Nu, vreți să mai conduc această ședință? Dacă nu, vă rog, un alt președinte. Nu se face, nu se procedează. Dumneavoastră vorbiți mai departe. Nu, pe tot. Domnul Dumnezeu. Ei, domnul Zahir, ce dezvoltați? Ce dezvolt? De fapt și de drept, acum, ca să vă spun dumneavoastră un lucru, ce să spun? Stau, lucrurile stau cam în felul următor. Ce fie? Din 2006 nu s-au rezolvat probleme. Și acum, sunteți judecători, vă dați părerea la ce nu știți. Nu, domnule, ce doar mă rezolvă? Hai, lasă-o, vă dai în SF-ul deja. Păi, cum? Hai. Punctul 2. Proiectul de hotărâre numărul 59 privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare al compartimentului de asistență socială din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunului pe județul Bacău. Dacă să solicită precizări cu privire la acest proiect. Nu. Înscriere la cuvânt? Nu. Supunem spre aprobare proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă careva? Nu. Abțineri? Nu. Proiect de hotărâre numărul 60 privind aprobarea planului anual de acțiune privind serviciile social-administrative și finanțate din bugetul comunei Căiuț, județul Bacău pentru anul 2021. Dacă se solicită precizări cu privire la acest proiect. Înscriere la cuvânt, poți, domnul Mateu Ioan. Vreau niște clarificări, mai pentru mine. La capitolul 1, la litera A, servicii sociale existente la nivel local, se spune că estimat sunt 75 de titulari cu 280 de beneficiari. Care e diferența între cine este titulare, cine este beneficiari? Vorba de familie sau cine? La ce se referă? Acum vreți să... Da, da, tu, ca să mă lămuresc, ca să știu. Bă, care face cererea, solicitantul, și în familia lui poate să aibă soție și... Deci titularul e familie. Asta, titularul e familie și... Ca să ai mai mulți... Adică copii. Titularul este membru de familie și ai spus pentru toți, pentru copii și de aia îți beneficiază. La asta. Și aici s-a făcut așa o estimare. Estimarea s-a avut, în nivel la estimare, probabil, și a fost anul trecut, nu? Da. Plus minus, mai pleacă, mai vin și deci, la baza a fost și au avut ce plăti anul trecut. Da, mulțumesc pentru procesul. Alte scrieri la cuvânt? Nu. Bun, spre aprobare proiectul. Cine este pentru? Mulțumesc. Împotriva? Nu. Abțineri? Nu. Proiectul a fost aprobat cu un număr de 13.
Proiect de hotărâre numărul 61 privind construirea suprafeții măsurate a unui imobil aflat în, în inventarul domeniului public al Comunei Căiuț. Solicitați careva precizări? Vă rog. Se vorbește aici că suprafața măsurată este de 3630 de metri. Dar nicăieri nu se spune cât a fost ea în inventarul Comunei Căiuț. E atât, mai mult sau mai puțin? Până a fost. Unde e drumul ăsta? Unde e? Ulița Zătineanu... La Panei. La Panei, chiar la Panei, strada asta. Unde la Zătineanu? Acolo. La Panea, la Zătineanu din sat. A, sus, 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 deja sunt gata, am înțeles. Nu aici. Până cu EDJ 119, da. Ea mai mult popularizat, dacă s-a măsurat mai mult sau mai puțin pe ei. Nu am văzut că e acolo. Cred că a fost cumvat în ziua aligătală cu mine. Solicitați precizări cu privire la acest proiect? Nu. Înscrieri la cuvânt? Nu. Supunem spre aprobare proiectul. Cine este pentru? Mulțumim. Împotrivă? Nu. Abțineri? Nu. 13. Proiect de hotărâre numărul 63 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local Căiuț în Consiliul de Administrație al Unității de Învățământ din Comuna Căiuț pentru anul școlar 2021-2022. Solicitați precizări cu privire la acest proiect? Nu. Înscrieri la cuvânt? Puteți, domnul. Eu ar propune unul. Da, nu, dar ce nu propune, dar ce nu dacă înscrieri la cuvânt? Ce-i propunerea asta? Pentru așa mă scrie așa prin. Eu mă văd pe un propune. Cum ai zis? Da, să propun. Am solicitat înscrierea la cuvânt. Am solicitat înscrierea la cuvânt. Am solicitat cuvântul și propun cine face parte reprezentant la... la... se pune la vot. Eu îl propun pe domnul Matei Laurent. Unul din reprezentanță care va fi în domeniul învățământ. E păcat. Da. Domnul Petru al doilea, cu consilierea de serie de vită, propun domnul Roșcan. Da. No, dar nu e aia, este 63, este cu un singur reprezentant. Da. De reprezentant, spune. La primul proiect, al doilea, un reprezentant. La doi, la un altul proiect sunt doi. Da. Și acum unul. Da. E da, corect. Da, corect. Greșeală. Deci proiectul 63 spune privind desemnarea reprezentanților. Da, așa, este proiectul 63, domnul. 63. Asta este el. 64 cu reprezentant. Da, și nu 64. Eu am citit proiectul 63. Da. Și mai trebuie făcut unul reprezentant. Ați făcut? Ce? Reprezentantul. Păi reprezentantul, unul singur. Supuneți la vot că eu propun. Domnul președinte a fost reprezentantul, vedeam. Nu, nu, zic că da, este propus la Laurențiu, da. Să punem la vot, că e cu un singur reprezentant, da. Asta. Să punem la vot, atunci. Alte propuneri? Mai sunt alte propuneri? Nu.
63. 63. Numai că s-a reprezentanților. Reprezentanților. E mai vorba de Consiliul de Administrație. Da. Aici 64 aici. 64 cu doar ăla cu Guri. Un singur reprezentant. Da. Ca să nu lungim, mai dau și cu mine încă o dată de reprezentantul. Nu, 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 reprezentanților de asta. Adică am 63 care e reprezentant. Domnilor, ca să nu urmăm, doamna secretară, vă rog, mai dau o dată citire proiectului respectiv. Stați să vă spun în care ca să fie încă în canon. Dacă sunt în hârtii diferențe de... Reprezentantul. La 63. Da, reprezentantul. La mine, în hârtie, reprezentantul este la proiectul numărul 64. Da. Da, zic, da, avem hârtii diferite? Doamna secretară, avem hârtii diferite cu domnul. Nu? Mai dau o dată citire și ne apucăm iară să punem ceva. Poftiți? Sting. E 63 cu reprezentantul, nu? Nu, doamna ce da, 63 este ceapă. Cu reprezentant. 64, în Consiliul de Administrație. Da, deci 63 cu domnul Matei. Hai să spuneți la vot. A avut gura cu acetul e următoarea mea, Ioan. Aici e altceva. Aici e altceva. Deci a fost propus la proiectul 63, a fost propus domnul Matei Laurențiu. Mai sunt alte propuneri? Nu. Supunem la vot? Cine este pentru? Mulțumim. Împotrivă? Abțineri? Nu. Aprobat? Doamna secretară, ziceți dumneavoastră, da? Numărul. Da? 64. Și acum citesc proiectul 64, da? Deci 12 pentru și 8, da? Privind desemnarea reprezentanților, acum, exact. Doamna. Desemnarea. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local Căiuț în Consiliul de Administrație al Unității de Învățământ din Comuna Căiuț pentru anul școlar 2021-2022. Solicitați precizări? Da. Solicitați precizări? Aici normal. Poftiți. Precizăm că eu îl propun domnul Matei. Că dacă mi-a spus precizări, îl propun pe domnul Matei. Nu, precizări? Să solicităm precizări când numim pe cineva domnul președinte. Domnul Matei, dacă doriți, eu vă propun pentru funcția reprezentant al Consiliului Local în Consiliul Local. Matei. Domnul Matei Ionel. Domnul Laurențiu a fost într-un așa, a fost în mine la patrată. Vă rog frumos, și... Aveți o propunere asta, domnule. Cine? Faptul că am fost desemnat un an de zile, nu este normal că eu sunt aborat acolo, da? Și gândiți-vă că în Consiliul Local, că o să-i denunțați, îi fac toate ziua ședințe. Nu pot să vin la Pralea toate ziua să mă duc la Mătru. Am fost odată, după profund, domnul Dugan. Domnul Dugan. Tot face în abietate. Domnul Codruț? Da. Am o propunere cu domnul Orcheanu. Să ne reprezinte în Consiliul de Administrație. Alte propuneri. Aici. Domnul Gabriel. Pe cine? Domnul Gabriel. Da? Prima. Aveam și eu, am fost primul care am zis că mă. Puteți strigați, că dacă vă dați cuvântul domnului. Domnul Ciupotaru, vă duc. Da. Dar este. Votatul ăsta cu domnul Mușcat. Haideți pe la vot. Haideți pe la vot. Prima propunere, domnul Matei. Supunem la vot prima propunere pentru domnul Matei. Nu, dar domnul Matei a scris. A refuzat. A căzut, a refuzat. A doua propunere a fost? Domnul Matei. Domnul Ciubotaru. Dar Ciubotaru nu are voie. Nu, domnul Matei. Domnul Ciubotaru are voie.
Supun la vot cea de-a doua propunere a domnului Ciubotan în legătură cu să fiu eu. Cine este pentru? Este Împotrivă? Împotrivă? Aveți și nepoțeaua? Împotrivă? Abține? Numărați. Vom abține. 12 pentru și abține. Ce mai trebuie, nu? Și propunerea domnului Florea pe domnul Gabă. Propunerea domnului Gabă. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Nu. O abține de domnul Gabă. Și așa te ocupi de echipa de fotbal, crești copii acolo ca să, să faci un mare fotbalist. Proiect de hotărâre numărul 65 privind aprobarea fazelor 9, notă conceptuală pe tema de proiectare, vederea elaborării documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiții, extindere rețea de alimentare cu apă pentru strada Vasile Alexandrei, sat Căiuți, comuna Căiuți. Solicitări, precizări cu privire la proiect? Nu. Înscrieri la cuvânt? Nu. Cine este pentru? Mulțumim. Împotrivă? Nu. Abțineri? Nu. Aprobat cu numărul 2. Spune dumneavoastră, doamna secretară. 3. Proiect de hotărâre numărul 66 privind aprobarea fazelor notă conceptuală și temă de proiectare în vederea elaborării documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiții, extindere rețea de alimentare cu apă pentru strada Ghioceilor și strada Bujorului, sat Căiuți, comuna Căiuți, județul Bacău. Solicitat. Au trebuit să stea. Încă e stat, nu? Da. Ați precizat, solicitat? Nu. Înscriere la cuvânt? Nu. Supune la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Nu. Abțineri? Nu. Doamna secretar, aprobat proiectul număr 3. Următorul proiect. Proiect de hotărâre 67 privind aprobarea solicitării prelungirii scrisorii de garanții din partea Fondului de Garanție pentru proiectul modernizare drumuri de interes local în comuna Căiuți, județul Bacău. Solicitați precizări? Nu. Înscrieri la cuvânt? Nu. Poftiți? La ce e vorba? La ce e? La 69. Dacă solicitați precizări, spuneți. Solicitați. Da, da, solicitați. Rugăm inițiatorul proiectului să aducă în legătură cu ce. Solicitați. Pentru ce se... Pentru ce se... Trebuie să obținem o nouă autorizație. Iar indicările tot postului, toate care au fost, nu le-au acceptat cei de la 15 ani, care erau făcut în 2016. Și o trebuie să plângem pe doar. Să revenim ceva cu asta. Da. Alte precizări? Nu. Înscrie la cuvânt? Nu. Supunem spre aprobare proiectul. Cine este pentru? Mulțumim. Împotrivă? Nu. Abține? Nu. 13. Proiect de hotărâre numărul 68 privind aprobarea dobândirii dreptului de proprietate publică a comunei Căiuți asupra unui bun imobil. Solicitați precizări? Nu. Înscrieri la cuvânt? Adică ce vor, ce imobil? Strada sau ce imobil? Am uitat. Nu era cum vine. Alte... Asta urmează de asta o dată, e cu cât ce vreau să pare? Acceptăm. Da? Înscriere la cuvânt? Nu. Supunem spre aprobare proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Nu. Abțineri? Nu. Proiect de hotărâre numărul 69 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Căiuți pentru anul 2021. Solicitați precizări? Da, aici nu.
Are cuvântul domnul Durlan. Aici am văzut, sunt deja prinse că azi, cum ați, la dealul Panaitei, strada aia, astăzi ați prins-o, văd aici că se aprobă modificarea listei de investiții, în sens că se transferă sumii primesc 4 în 3. Deja era prins pentru asfaltare, înainte de a fi prins în domeniu. Da, nu e problemă. Dar nu s-a făcut, nu s-a autorizat, s-a autorizat. Da. E rezolvat în domeniul de dar aici văd, da, cu, în cartierul CFR, cartierul CFR semnând de la calea ferată până la calea ferată, nu? Sau și drumul Gheltiului. O, nu se face și acolo, nu se face. Facem-o reparat și acolo, dar nu fac, nu prins, nu-i de la cartierul CFR, nu-i de la șoseaua națională, la... Păi nu, eu de asta și spun, e de la țiganii ăștia, cum le zice... E din drumul comunal în... Barier. Drumul comunal. Drumul comunal pe Sil, nu? Da, e care... Așa? Până în... barier, e din barier în barier. Ăla se face să repar, nu aici, nu. Când mă se repar aici? Cred că dacă ai scăpat din vârci, gata. Din vârci. Da, atâta, mulțumesc. Alte înscrieri la cuvânt? Nu. Supunem spre aprobare proiectul. Cine este pentru? Mulțumim. Ma... Împotrivă? Ce? Nu. Domnul Vici, își face asfalt la el, la mine nu face. Nu. Da? Da? Proiectul a fost aprobat cu un număr de? De? Avem un proiect suplimentar pe ordine de zi, repetitor, proiectul numărul 70, privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul reabilitare post-SRU-ul Crotul și în comuna Căliuț, județ, Bacău. Precizări cu privire la acest proiect sunt solicitate? Da. Da, vă rog. Este vorba de, s-a discutat în ședința de curte și eu am propus atunci, este vorba de podul peste râul Trotuș, nu? Unde există finanțare și constructorul o dă, pretinde că prețul este prea mic. Au fost vorba, nu se vrea să-i vorba? Da, nu constructorul pretinde. O dată o hotărâre de guvern, în care, o ordonanță de guvern, în care se implementează lucrările rămas de executat, să spun mai așa. Deci ce din proiectele pe care le din lucrurile care sunt și rămas de executat, se plătează până în 46%. Se dea lucrurile să fie bani capăt. Executantul se ducă la capăt. Exact. Asta e ideea. Exact. Și a fost stat finanțare cu buget nu de bugetul ăsta. Asta a fost la ședința anterioară. Suntem, nu era dată ordonanța de unde e sursa de finanțare? Dintr-o casă din bugetul de la Ministerul Dezvoltării. Un act adițional, să mărim prețul, sau ceva. Dintre la Ministerul Dezvoltării, s-a ajuns. La vremea aia, să înțeleg că la vremea aia nu era campul legal. Să știți la locul acolo bugetul, s-a putut să reactualiza la prețul. Da, așa. Da. Și o să mai, din ce informații avem, o să mai vină și o altă ordonanță, ordonanța 15. E venit pe ajustare la materiale. Și acolo trebuie să mai nu e 83? E bine, s-o la așa. Eu că e de la legitimă, de la legitimă, cu materiale. Iar ca și o informare, între timp de la ședința de ordine astăzi, am fost două ori la Iași, la expertul de la acest pod și la proiectant, și am tot cu constructorul, i-am rugat să demareze, să grăbească această ordonanță, aplicarea la această ordonanță, ca constructorul pe cât posibil să încadreze în termenul de execuție. Termenul de execuție e foarte mic. Rămasă două luni. Ei au zis că se încadrează. Expertul a demarat procedura. Are două luni. O să ceară, nu știu. Domnul primar, problema e în felul următor. Acest executant
ar fi trebuit să înceapă acum un an, această lucrare. N-a făcut-o. Faptul că ați ascultat discuții cu el, cu ei, și v-a asigurat că se încadrează, dați-vă voie să fiu sceptic, când aveți cele două luni care au rămas, că atât au rămas, că poate să-i deplătiți. Tare mă tem că în astea două luni nici nu o să înceapă. Și în atare situații, rugămintea mea e că e ca noi să reconsiderăm acest proiect cumva. Bineînțeles că dumneavoastră cu juriști, cu ce aveți la îndemână, să vedem ce este făcut, pentru că trebuie să fim realiști. Dacă el într-un an de zile n-a mișcat nimic, decât a referit acolo un pic într-o zonă, mă îndoiesc eu că el în două luni de zile va putea face. Eu cred că în două luni, mă repet, nici nu va începe să se apuce de lucrare. Pentru că ne-a demonstrat un ori nu are putere economic, financiar, ori nu are putere fizică să execute lucrarea respectivă, lucrurile oricum nu sunt rău, nu sunt regulă deloc acolo. De aia eu fac apel la dumneavoastră și o rugăminte să reconsiderăm acest proiect și să-i dăm o dată de cap. Să-i dăm finalizarea. Vă mulțumesc. Domnul Nuran, Vă mulțumesc, domnule președinte. V-am cerut cuvântul și v-ați permis să vorbiți înaintea mea, dar vreau să vorbiți după ce îmi dădeați mie cuvântul. M-am prioritate. Dar n-aveați să vă înscriți și să vorbiți. Păi eu mă scris. E părerea dumneavoastră, nu a doua. Dar respectați ordinea. Așa cum am spus înainte de ședință, domnul primar, părerea mea chemați la o discuție cu Manolache foarte serioasă. Că știți și dumneavoastră situația lui. Să dea să vă întrebiți, să dea cuiva să facă podul ăsta. Este păcat. Și acum ce să mai vorbim? S-o chinui să aducă bolovani 3 luni, l-o dispărt în 2 săptămâni. Vorbiți foarte serios cu el, că dacă se apucă și o târâie, o să mai vină majorări. Nu știu, știi piața cum merge. Există posibilitatea să închidă PNDR-ul, prin Ministerul Dezvoltării, programul ăsta, ce vor. Doar știți dumneavoastră, sunteți informat. Îl închide, ferească Dumnezeu. Rămâi pe cârcă ca primărie cu 3 milioane de lei să-ți dai. Vorbiți cu el. Dacă nu poate, de el cuiva care poate să facă. M-a întrebat și gata. Că e păcat. Podul se duce. Atât am avut. Mulțumesc. Supunem la vot. Mai sunt alte scrieri la cuvânt? Nu. Supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotriva? Nu. Abțineri? Nu. 13. Poți aproba cu 13 voturi. Cele 13 proiecte au fost atacate. Trecem la ultimul punct al urmării. Probleme de GSE. Mă scrii la cuvânt, rugăm. În ordine. Votarul Codruț. Domnul Roșcan Ioan. Alte înscrieri. Domnul Jurem. Alte înscrieri. Domnul Jurem. Invităm la cuvânt pe domnul subvotarul Codruț. Da. Acum câteva zile am primit și eu pe WhatsApp niște poze ale grupul ăla, așa. L-aș întreba pe domnul viceprimar ce măsuri au fost luate. Și în întrebare, dacă tot a venit vorba de izvazul comunal, m-ar interesa și prin ce lucrări au fost realizate anul ăsta pe izvazul comunal și unde. Locurile unde au fost realizat. Bănuiesc că s-au luat ceva bani de la APIA și aș vrea să știu și eu, asociația asta, ce-am făcut cu banii. Și încă o problemă, pe rețelele astea de socializare, nu știu dacă ați uitat, dacă aveți timp, eu mai răspuiesc așa seara, cetățenii comuni sunt cam nemulțumiți de
felul în care gestionăm toți comuna. Și aici mă refer la curățenia din comun, tot dau consilieri, că nu... Și timp să le dau dreptate. Stații de autobus sunt în bază, vin apușit ca frigul, vin ploile, copiii n-au unde să stea, să se adăpostească, șanțurile răspline cu aluviuni, arborii, toți au... Colegii de-a noștri tot au spus, arbori despre pralea, arbori din copii, încurcă circulația, pun în pericol viața cetățenilor, nu știu. Cred că suntem podași pe valea asta la curățenie. Haideți să ne implicăm un pic și domnul vice și noi ca și consilieri să schimbăm părerea cetățenilor. Că până la urmă de asta ne-au pus aici, de asta au pus la apelat pe noi, să... Cred că știți și dumneavoastră, sunt la o destul de mari și vedem și noi problemele care sunt. Haideți să ne organizăm un pic cu toții, facem niște echipe, avem 416, pisat de fiecare consilier, că de asta suntem unitați, doi îți dau 5, 6, 10, stăm cu ei, îi spun ce avem de făcut, hai să vadă un pic din partea noastră. Vă mulțumesc. Eu consider că domnule primar, reprezentantul executivului, eu zic să dați pe loc răspuns fiecare. Ia să mă și să mă omit, în cum s-au întâmplat ședințele anterioare, când au existat solicitări din partea, unor precizări din partea dumneavoastră și s-a încheiat ședința și nu s-au mai dat răspuns. Vă rog, dacă aveți ceva răspuns de vreodată. Domnul consilier. Nu. Dreptate e pe 50%? Iar cu rețelele de socializare aveam ceva eu de spus, dar o să mă rezerv în ședința următoare, chiar îi rog cei care urmăresc așa de amplu. Sunt niște acuze vis-a-vis de primărie, primar și consilier, dar de ce să vede de acele rețele? Eu mă uit foarte rar și nici nu intru acolo că nu am timp. Vreau să le spun la cei care sunt foarte activi pe rețelele de socializare că primarul are palmele umflate de muncă după program. Primarul nu stă cum l-a întins. Iar primarul nici am mai bogat om din comună. Sunt oameni bogați în comună Căiuța. Dacă au ochi să vadă. Sunt oameni bogați, sunt oameni care muncesc. Și muncă. Părinții mei, când eram acasă, așa mi-a zis, tată, fără muncă nu se poate face nimic. Și dacă vor cei și le prezint, dimineața la 6 sunt în picioare și mă mai culc undeva la 12 noaptea, la ora 8 la primărie, la ora 4 plec și în continuare activitate. Deci, poate am, dar nu poți să ai un lucru sau nu poți să ai ceva până nu muncești. Eu așa înțeleg lucrul. Poți să-i arăt ca un bătător, la toate, la mâinile amândouă. Nu stau cu mâna întinsă și nu stau la primărie ca să... Iar pe lângă mine mai suferă și o parte din consilier, că s-a acuzat că nu știu ce zlugile primarului. Dar vrea toți să suntem liberi. Să spun vă unul care i-am intervenit, eu să-i spun, bă, fă asta sau fă asta sau ajută aici sau fă aici. Da. Dar și partea bucuroasă a lucrurilor e că tot maxim 5-6 sunt acolo care comentează continuu. Eu pulsul, să știți că și anterior a fi în funcția asta și acum îl iau direct la cetățeni, nu îl iau după rețelele de socializare. Da. Mulțumesc, o să mă intervenim. Păi am făcut să dau aia dreptate, o să mă intervenim. Chiar dimineața am trecut, știu că după bâlci am făcut curățenie exemplară acolo la A. M-am uitat dimineața grămadă mai luane și pidoane de la cei cu ghebile. Am să iau să-i arunc de acolo. Zic, băi, ori faceți curățenie în urmă, ori vine primăria cu fiecare. Vă faceți treaba, nu vă deranjează nimeni, dar după fiecare zi după voi și să fiți la curat. Mai luane, hârtii, bidoane, că acolo, doar dimineața am văzut. Azi, domnul Vici, dar ce se fac și el astăzi? Bă, o să intervenim. La defișat, am mai fost la prale.
Dar o să intervenim în continuare. E bine. Și au fost băieți tot drumurile la Pradea, la Valea, iar că s-au putut cu tine și cu mai fost aruncat. Ca să răspund așa. Cu oile, am fost în ziua respectivă, l-am găsit pe inculpat, acum ți-am trimis și poza. Exact aceeași îmbrăcăminte, exact cum era acolo. În ziua respectivă a fost. Așa l-am găsit pe inculpat și s-a dus și la unul și la altul. Îi susține cu o luată, i-a dat voie ăsta de la fermă să pască în zona aia acolo. Și cu... Domnul Vicin, mă scuzați, domnul, lucrurile care le-am trimis erau pe proprietatea mea. Ei, deci oile erau de proprietatea mea și eu nu i-am dat voie să pasă cu proprietatea mea. Adică nu mă interesează ce face cu celălalt de proprietăți. Când le-am dat izlazul concesiunii, așa, am depus un amendament, s-a pus un amendament, dar îi găsim în afară de izlazul comunal, vor suporta consecințe, da? O măsură este și un avertisment scris. Eu așa consider. Motiv. Le-ați dat un avertisment scris? Motivat. Dacă tot o ducem așa cu vorba și cu că i-a dat voie. Eu nu i-am dat voie nimănui să pască pe bucata mea. Pe terenul meu. Cum? Eu când v-am trimis poze, v-am trimis poze după terenul proprietatea mea. Vă rog să-mi răspundeți ce măsuri ați luat. Cu inculpat. Deci, doamne, el menționează că nu este terenul tău acolo. Nu? Da. Bine. Eu vă fac, în cazul ăsta, eu mâine depun către primărie o hârtie scrisă cu titlul de proprietate și am înțeles. Da, atunci eu nu înțeles că nu ai teren acolo. Eu am înțeles, gata. Dar putem merge până cu mine, poți merge până la om, să-i spunem. Păi omule, tu ai fost data respectivă acolo. El trebuie să spui, nu am fost acolo, am fost pe terenul ăsta. Am fost acolo, ți-am trimis poza acum. Am fost în ziua respectivă acolo. Eu repet, eu mergem, arăt din poze și să văd doar pe terenul meu, nu pe terenul meu, într-adevăr, pe terenul bunicului. Dar consider că e al meu, da? Urmează să fac acatul și va fi al meu. Eu vin cu proprietarul terenului, care e bunicul meu, și fac aceste stări către primărie. E foarte simplu. Eu nu vreau să ridicați acum dreptul de funcționari sau... Dar măcar o sancțiune, un avertisment sau... Aici o luăm cu începutul, da? Ai început. Îl facem amândoi. Îi mergi cu mine la domnul respectiv. Scuze putem găsi, da. Mulțumesc. Și domnului scuze. Eu am făcut ce a trebuit de acum. Domnul Vici, spuneți-mi rog și cine era inculpat? La ce stele? Matați să știți. Deci era Bicu, nu era ăsta. Toți l-au bănuit pe... Nu era. Era ceva un pic. Era Bicu, da. Am fost la ăsta, s-au luat la cetat, s-au dus așa și până la urmă. Da, am fost la așa. După el l-am găsit și ăsta era îmbrăcat și în poza asta. Asta în ziua respectivă, dar nu era burlacul. Toți băneau că e burlacul. Băi, ăsta o bănuit. Nu. El burlacul nu mai e. Nu a fost. L-am pus așa, am luat pe Ana Vicu, de aia voi a fost aici. Nu, că aici e terenul ăsta. N-ai fi treabă. Eu am vorbit cu omul respectiv, mi-a dat voie să pas cu țărna asta aici. I-am plătit. El susține cu tot. Mergem până acolo să vedem, băi, aici ai fost. Mai pentru noi, nu are ei. Da. 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 Are cuvântul domnul Roșcar Ioan. Da. Domnul primar, aș dori și niște precizări referitor la clauzura de drum de la drumul național până la biserică, deci nou tronson asfaltat, și anume, șanțurile pe o porțiune foarte scurtă, care sunt, că mai sunt și asfaltate, adică reamenajate, care ar fi soluția. Se mai face, că ține așteaptă, nu știu, se betonează, se vine cu ceva îmbunătățiri sau vor rămâne așa ca să meargă ei, pentru să-și facă șanță. Și doi, străzile adiacente, care acei 10 metri care erau prevăzuți, din ce știu eu, de asfaltat. Toată lumea așteaptă, pentru o lună de când s-a asfaltat. Se mai asfaltează sau nu? Au rămas diferențe de nivel, mulți evită să înalți acolo, spune că o să vină asfaltul, bitum, dacă se realizează lucrul ăsta sau nu, e prevăzut sau nu în lucrare acest proiect. Vă mulțumesc, am atât. Contractul cu firma respectivă este semnat pentru drumurile laterale acostamente. Deci este contracționat de drumurile laterale. Cumva, și intens, săptămâna asta sau cealaltă vine, eu văzut. Da.
Și șanturile se prevede ceva? Nu, așa nu sunt prevede. Nu sunt prevede. Nu sunt prevede de asta. Mulți erau în aliață, așteptau un răspuns, fata. Dar i-am pus totuși să mergească poziția la Bogdan și partea asta de la Valice Sighei, poziția la până la... Adică ar fi bun înțeleg. Da, da. Aici, dar pe care am crezut noi că... Da. Mulțumesc, domnul Rușcan. Da, mulțumesc. Hai cuvântul domnul Viorel. Mulțumesc, domnul. Domnul primar, eu cu, nu știu, așa cu gândi față dumneavoastră, fiind consilier, părinții a circa 50 elevi, care învață la școala de muzeală sau așa, la Căiuț, deci nu au cu ce să mai vină la școală. Adică să vină... Deci îți departe de stația care vine autobuzul la să ia. Deci autobuzul are roți, se poate deplasa 2 km, 3 km, cât mai este până sus acolo, sunt două stații. Sunt 5 copii. Scapă și la ora 7. Deci m-au telefonat săptămâna asta, cred că de 6-7 ori. Și m-au contactat și telefonic și verbal. Și am, am spus că au fost la ședințe, au fost și mai înainte de ședințele așa cu părinții, și doamna directoare a dat un rezultat așa simplu când le-a cerut, că cum înainte cum se putea învăța, se putea cum coborau înainte acum 10-20 de ani. Dar le întoarcem înapoi. Doamna directoare, oare știi ce înseamnă să, când ploua și aseară, chiar și aseară? Uite domnul Viorel, e frumos, uite plouă, uite cum vine copilul meu, era 6 jumătate, 7, deci sunt unică. Uite, vine 3 km la deal. Dealul Balea, dealul Cazacul, dealul, dar sunt mulți, sunt pisici, deci sunt două stații. Uite cum vine copilul să trecea, coboră cineva în spatele autobuzului, de la școală la vale, oprește de 4, 5, 6, 7, 10 ori până în capul satului. E greu să vină până la deapă, cum am să vină la țară oameni, să vină la poartă, să zică, nu te faci de aia, întoarce înapoi, că când ai cum cobora, cum vineau la școală, fără nu era autobuzi. Păi dacă autobuzul acum iese și întoarce la acolo, poate să vină 3 km, 4, 3 km. I-am propus că dai o motorină, cât poți o motorină, 5 zile pe săptămână, da? Dai o motorină, numai să vină până acolo, are un sector, are tot sfat. Nu sunt ele copilul meu, copilul meu are ce, dar sunt alții care stau în stradă acolo și plouă. Sunt câini, sunt tare, nu poți să coboare. Deci mi-au spus așa, dacă nu, luni dimineață, dacă autobuzul nu urcă la deal, copiii nu va mai merge la școală. 15, 16, nu știu că sunt mai mulți. Eu mi-am numărat, așa, nu mai coboară la școală lui. Dacă nu trimite la autobuzul. Vă mulțumesc frumos. Răspundeți acum la domnul Vecina? Da. Știu problema, am avut o discuție cu doamna directoare, au fost niște probleme tehnice la acest autobuz și au rămas în microbus, s-au stricat și într-un microbus, că dau și ei de câțiva ani, da, trebuiau revizii. Deja a venit cu o solicitare pentru cauciucuri la autobuz, autobuzul fiind mare, de din camion, ei nu poate să poată, eu să văd cu doamna contabilă din unde. Și imediat, când s-a clarificat asta, am discuția cu unul director, că o să meargă autobuzul până, măcar până unde întoarce și celălalt sus, dacă nu până acolo jos. Da? Două variante. Oricum o să meargă până în capăt. Două stații de acolo, de acolo. Discuțiile cu doamna director le-am avut, dar au fost probleme tehnice la autobuz, de aia n-au ajuns până acolo. Acum s-au rezolvat, au fost în servis, nu știu unde la ajun, l-au rezolvat, avea niște pierde. Și cum am coborât microbuzul că i-a luat până acum, deci, da, două spune. Cum i-a luat de la Cluj și acolo și la Valutea să vină și la Dea, să ia și la Dea? Deci o să reglementăm, o să putem deschide de lucrul de deci, știu problema, mai sunați pe mine câțiva cetățeni din zona respectivă. Au fost la ședință și de care au spus că nu am mers la țară de zări, poate să meargă și acum. Că nu are, nu au... nu au combustibil de ajuns, că nu are întoarcere, sau așa. Dar ce
probleme tehnici poate să aibă un autobuz, din moment ce îmi place la public și vreau să-mi toată ce faci atunci și poți să mă iau? Eu nu înțeleg asta. Nu-i justifica pe motivarea asta. Adică poate să-mi toată la biserică, acolo, la public și când nu poate să toată lumea. Da, era domnul Matei. Omul stricat și l-a dus la ajut. Are niște stipendii care stă pe o părână, pe o parte. Eu știu la ce să-i grupa. Și l-am reparat. I-am ținut, am luat promisiunea că le dăm, îl deschidem credit. Să ducă să repare autobuzul și să rezolve problema. Asta a fost discuția doamna director. Și o să rezolvi problema. Eu știu că e rezolvat. Deci nu mai deși grupă, nu poate nu așa. Nu înțeles. Mai sunt doi cu lemn, acum nu e normal. Dar cum e normal? Uite, spațiul copilului e un doar. Ce înseamnă? Chiar nu ia nimeni în altitudine. Am spus și eu, că am fost martor când autobuzul era la reparat. Atunci, înainte de ședință, chiar am spus, chiar am primit și răspuns la doamna directoare, dar nu înțeleg asta. Urcați microfonul ăsta, ăla nu trebuie să mai urce de afară. Adică până acolo poate urca și de acolo mai poate urca. Nu s-a dus cu altceva. Dar motorina cine îl plătește? Școala sau primărie? Școala. Dar nu-i problema asta, a spus că dau eu. Eu. Dar sunt banii, au plătat. Da, înțeles. Poate tot. Cât poate să consumi până acolo? Dar dau eu, numai să vină până acolo. Eu am văzut sumării cu sacul meu în cap. Da. Mulțumesc, gata, mulțumesc frumoasă. Are cuvântul de un jurnal. Eu vreau să iau și cuvântul vizavi de problemele astea care apar cu pășunatul și tot mai vorbește lumea. Eu zic că undeva și dumneavoastră și domnul viceprimar ar trebui să căutați un pic și baza, rădăcina. Avem pază de pășuni, poliție locală, tot am spus, mi-am făcut dușman, dar chiar n-am făcut probleme. Domnule primar, de ce nu-i puneți la treabă? Efectiv, eu nu zic că mă pricep. Văd și eu cu ochii, vede toată lumea, poliția locală, știu că e nevoie și eu am fost la săpat șantul, la ce era înainte. Dar se intru un pic și în activitatea asta. Și pază cu depășunul, se mai duce, băi, dar ce cu el? Nu mai zic și la mine, de-am mama o arendă cu luțări, de-i păscută toată. Și cred că de aceeași persoană, nu mă chem să vin să vă spun. Dar totuși, avem niște oameni angajați, plătiți din taxe, din bugetul local, care ar trebui să pună un pic mâna pe treabă. Să mai vezi un polițist, că se duci, îl vezi undeva. Nu vă supărați pe mine. Chiar nu-i nevoie. Au 5 ani de când să mai atât Dumnezeu. Întrebați toți cetățenii buni și întreabă dacă mai există. Vă ce să-mi un program, să duc, să facă. Nu tot riscul mi-i pun în cap. Și vreau să vă spun, cred că de jumătate timpul de mult ce își fac treburile care și le fac. Dar numai ce depinde de noi, nu. E și mare în hoza, de prieteni. Nu m-am nimic, băi, e, bă, o oră pe zi, du-te pe la stâng. Trage aleacă, că nu-i treaba numai viceprimarul. El are în zbor, în poliția locală din asta. Puneți un pic la treabă, mai scăpați de probleme. Și cu gunoi, eu v-am zis cu tot riscul. Încercați să limităm cumva așa să ce luați la tractor. Că nu-i dau numai cu din cartier, am văzut că aduce aici în capul, dar să mă ierte Dumnezeu. Veniți într-o zi, vai două ori moș de-a lui. Păi da, îți iau o dată, îți iau de două ori, de trei ori, cheltui motorină, măi, un polițist local care duc pe altul să ducă. Reglementați toată treaba asta, să mai duce, mai trage băi, dar ce cu mizeria asta, de ce se face așa? Dar dacă ei se urcă, le-ați luat, au mașini, cât fiabil de azi, zic, se urcă, pleacă, trec, dar nu oprește odată, undeva să-l vadă un om. Băi, neni, aia, eu nu-i văd. Rostul lor de-aia să angajați. Angajați, creați un post, angajați un om pe care să deservească buldul, deservească vitanja, haideți să le impunem taxe, să vină niște bani. Poate face. Eu nu zic, ferească Dumnezeu, că se duce, mai zic alții, că își fac nou. Dacă vede Nea Vasile că îi da buldul sau vitanja și-l ajut pe X, vă ce vedea zic, că asta-i treaba. N-are nimeni nimic de spus. Da, puneți-i un pic la treabă, că n-au de ce să se supere. Băi, du-te, tot ai motorin, du-te la prale, hai vezi, e cum gunoi, e imposibil să nu prinde unul. Că vezi, toate căruțele se prinde, două pe unde apoc și pe din apoc. Exceptând faptul care știm noi, că îl știm. Dar mai duc și ei. Și acum mai și generează emoții între ei. Mă rog, dumneavoastră știți. Dar va veni ziua că nu mai puteți să acoperi așa.
serviciul ăsta. Va veni, nu știu cât mai poate dura. Pregătiți-vă. Asta a fost de pășunatea, nu știu, e problema restului, mai departe. Cum intru, nu să duc și ce fac. Și a trebuit protejați cetățenii. Că au contract, stai mai acolo, că ai un de pășunat, da? E, o altă întrebare care vreau. Nu le-ați mai spus nimic de ceva timp despre gaz. Știți, când a fost o discuție, dumneavoastră mi-a spus atunci când am zis eu că la Cotofănești este aprobat să face, că suntem înaintea lor. Înaintea lor la ce? La aprobat, că deși deja au pus panoul cu ce lucrări. Avem vreo șansă sau nu? Dacă nu vine anul bugetar, suntem în septembrie și eu zic să ne canalizăm toți, să găsim surse, să băgăm gaze cumva. Că ați văzut, acum mă blamează pe mine consilierii care ne ocupăm cu lemn, la afaceri, indirect pe dumneavoastră, care mai suntem pe aici. Că de-aia nu băgăm gaze, că vindem lemn de foc. Haideți să o rupim de la gaz și să vedem la ce stadiu e, ce trebuie. Demarat cu ajutorul tuturor, când îi mai există o conexiune. Toate că crede că tardiv câțiva ani. Și o altă întrebare, când se vorbea cu megaproiectul alimentar cu apă la Pralea, mai credeți în el? Că veți aduce o dată la Pralea pentru toată comuna? Am spus atunci că nu cred. Da. Atât. Aveți de rețele socializare, stați niște. Măi, intru și pe acolo, dar nu fac comentarii la adresa ta. Nu fac la foștii care dă. Însă câțiva oameni care din tot cetățeni dispărere, cu binecuvările. Da, mă drăgeați asta. Dar haideți să vă spun despre... Deci, crede în alimentarea cu apă. De ce? S-a dat, după cum ați văzut dumneavoastră, zis acum proiectul Angel Salini, în loc de PNDL 3 sau cum o fi el. Finanțează numai apă, canal și drum. La o discuție cu niște colegi primari, foarte supărați că nu finanțează gaz. Nu finanțează ce? Gaz. S-au finanțat, care au prins? Noi avem studiul de fezabilitate la gaz făcut. Avem avizările făcute. Suntem cu el depus la CNI. Avem contractul la Mediaș de furnizare. Am înțeles că se stă câte 4-5 ani pentru contractul de furnizare. După ce s-au aprins, avem acolo posibilitate și am obținut contractul de furnizare. Asta e faza la care suntem noi. Dacă puteam să-l mutăm și să-l depunem și pe Angel Salini, pe noua linie financiară, era ok. Nu finanțează gaz. Da, dar fost atunci când a fost să finanțează la un... Iar... Ia pe PNR, cum e zis așa? Urmează. Când ne vei mulțumit la drum, abia am înțeles, domnul European, au aprobat bani. Poate dacă nu, acum, bine. Ce am înțeles eu, de ce vă spun, nu-ți documentați 100%, dar vreau să vă spun un lucru. Se pare că pe investițiile cu gaze să apară o ordonanță sau o lege, nu știu, o să dea prin care, dacă noi, ca și comunitate locală, am făcut investiția pe banii noștri, în 5-10 ani putem recupera banii în tranșe. De asta vă spun, că trebuie gândit dacă apare, depus și ne apucăm de treabă, cât putem. Nu știu, din ce surse, din ce mai e. Pentru că ați văzut, lemnul de foc deja e diferent ce vine, problema are cu cetățenii. Mare curaj, trebuie să ai bani mulți, te poți de apucatul de o rețea de gaze în comună prin buget local. Adică e aproape 9 ori. Așa, ce avem? Credit, pe domnul primar. Facem un credit de 5 ani, 6 ani, dacă avem contract de rambursare etapizat, atunci ai curat să faci un credit când știi că în 10 ani îmi iau bani și faci și un credit. Pentru alimentare cu gaz, 10 ani. Am o idee ce pentru un credit care am discutat-o cu un coleg vis-a-vis de drumul de la Heltiu, dacă cumva noi intrăm nici acum pe Angel Salini. Angel Salini, primul proiect al nostru depus, o să fie drumul și viaductul la Heltiu. Dar nu o să avem rezultate, m-am gândit și în continuare mă gândesc să vedem cum încep, la un credit să dăm drumul la acest drum, care vrem să nu, sau nu vrem să recunoaștem. Nu zic gazele nu sunt prioritate, Doamne ferește. Dar ca să ții
satele alea tot în prașul, în aia. Și unii se dea numai la ziua oportunitatea ți-a luptat. Să așteptăm un pic pe ce se întâmplă, să avem și sportul. Devea să fie asfaltată cumva. Da. Mai aveți proiectul Zernă. Am și eu câteva probleme. Câteva probleme ridicate de concetățenii noștri din diferite sate. Din satul Boiștea s-a ridicat problema tot a drumului. Am înțeles că s-a intervenit acolo cu un autograder, dar nu s-a rezolvat în mare parte și nici n-are cum să se rezolve panta de la Mandica și așa mai departe. Iată de ce trebuie să gândim ca odată și odată să încheiem cu activitatea asta de asfaltare a drumurilor din cadrul ATI Căiuți. Satul Mărcești. Au ridicat problema cetățeni în legătură cu drumul. Un aspect, că drumul este îngust. Am înțeles din discuții cu dumneavoastră că acel drum a fost odată reabilitat, adică făcut, reparat și așa mai departe, că ar fi fost prevăzut lățimea lui de 5,50 m, așa cum sunt drumurile comunale prevăzute în statul. Dar el, la ora actuală, are doar 3 metri și că se ridică problema întâlnirilor. Și dacă până la rezolvarea în întregime a acestei problematici, venea un cetățean de acolo cu o propunere ca să facă niște stații de întâlnire, ceea ce ar presupune, e drept, atacarea terenului proprietate privată a unui cetățean sau altul. Trebuie să o gândim. Și tot la același drum, acum frunza cade, ca lăstarii vegetației care împiedică circulația. Ați atacat? Nu, da. Adică nu e de actualitate, dar nu știu dacă sunt întregimi. Sunt acolo în zona mijlocului, sau Cremerii, și la Vii, și la aia, am atacat că stau Cremerii. Știu că am fost acolo. Dacă vă gândiți cu aceste stații de întâlniri, traseele unii sunt mai puțin vizibile, că așa unul se poate opri acolo unde este un pic mai larg și așa mai departe. Tot acolo se spunea că cei de la Cabo sau nu știu, de la Digi, așa, au intervenit cu o săpătură și într-un târziu, tot dumneavoastră ați rezolvat-o, dar nu știu, corespunzător sau nu. Aici problema se pune pe următor. Cei care intervin cu lucrări, bun înțeles, numai cu aprobarea noastră, trebuie să-și lese la stadiul la care a fost terenul respectiv. Probleme ridicate de concetățenii noștri din satul Heltiu. M-ați mai liniștit un pic acum. Eu, de fapt, dacă nu uităm, v-am mai rugat într-una din ședințe, în urma discuții purtate cu dumneavoastră, domnule primar, să faceți precizarea ce aveți de gând cu drumul Căriuț-Heltiu. Acum, ați făcut precizarea că v-ați gândit, dacă nu intre la Angel Salini, la programul Angel Salini, că vom face un împrumut, așa. A face un împrumut nu-i greu, probabil, chiar atât de greu, dar e împovărător. Și cum alții au profitat și au beneficiat de binefaceri de programelor, că a fost PNDR 1, 2 și așa mai departe, zic să insistați cu dumneavoastră acolo unde se poate, să intrăm și noi la programele respective și împrumutul să fie numai ca rezervă. În satul Deltiu ridic eu problema direct. Am înțeles că astăzi s-a venit să se cerceteze problema cu apa de la grădinița Deltiu. Vă spun însă că acea situație, lipsa apei la grădiniță, este și o altă grădiniță, respectiv la cea din Mărcești. Ca să evităm alte discuții și alte solicitări, când se apucă cei cu care vor rezolva problema cu apa la grădinița Iotiu, duceți-i un pic să vadă și ce este la Mărcești acolo. Cu aceste fiind spuse, vă mulțumesc. Domnul primar, spuneți-vă, de ce vreau să-i apropiu în Mărcești cu Digi? Mai sunt și așa că a făcut niște mărțărători, șantul la prază, mai vin și la prază, a stat o șansă, e o șansă, face
Nici la Marina la NASA, la sunt la Păbărțe, la asta? Nu. Nu știu, nu știu de nimic, nu? Și au caternat lucrările. Toate au fost lucrările prin magistrală, pe domna Jus, am spus cum avea. Deci, că au trecut prin comuna noastră, dar pe... spre Pralea, spre Căiuc, spre aia, mergeau pe stâlp, nu făceau făcuturile. Nu știu, nu cunosc, nu au venit cu nicio societate. În primăvară era o echipă care măsură, era măsurător și a întrebat să cu Bencu Digi, că de fapt s-a pășat. Deci s-a urmat, s-a arențat. Domnul primar, revenind la solicitarea care v-am mai spus, că am mutat, am luat cu vorba și uitat. Haideți să demarați cel pentru fântână în statul Măcești. Chiar am mai primit 3, 4, 5 telefoane cu problema asta, că tot mi-au zis. Și... e păcat că nu pot să vin așa de mare. E curent, puteți trage și un hidrofor, tot un bazin din ăsta undeva din ăsta curgă, când se mai duce, cred că investiții care vă stă la îndemână. Și altă problemă care, dacă tot v-ați mai uitat pe rețeaua de socializare, e vorba de cererea celor 100 cetățeni din cartier, chiar și-am semnat-o. Știu că ați făcut un studiu de fezabilitate pentru canalizare, dar dacă e vreo șansă. Doamna Angel Sarin. Da, bine, știu. Următorul... iar ceea ce spuneam eu, că spunea domnul consilier că să interveniți dumneavoastră la proiect. Nu, nu trebuie să interveniți. Trebuie să aveți abilitatea să alegeți un consultant bun, un proiectant bun, care vă face un proiect mare, care va îndeplini un punctaj mare și sigur veți primi finanțare pentru proiectele care sunt. Că știți acolo, nu trebuie să vă spun. Având puncte multe la proiect, avem punctaj mare, sigur primiți finanțare. Deci, nu, fie indiferent. Că mai bagă 2-30 la alt partid, intră și-a noastră. Da, nici noi nu eram la putere când s-au finanțat niște proiecte. Dar puteți, cu un proiectant bun și un consultant bun, sigur veți obține banii pentru lucrările care doresc să le faci. Mulțumesc. Considerăm că ședința așa scopul, vom obține pentru participare o declarăm închisă. Bună ziua!